Începând cu data de 14 martie 2022, a debutat etapa de autorecenzare, urmată de etapa de recenzare în teren a recensământului populației și locuințelor 2021. Prin urmare, persoanele care nu au completat chestionarul online până la data de 27 mai sau nu au luat legătura cu recenzorul alocat zonei lor, mai au timp până duminică 31 iulie 2022 să se recenzeze prin interviu față în față. La data de 19 iulie, județul Vâlcea s-a clasat pe locul 12 în clasamentul făcut la nivelul țării, în ceea ce privește recenzarea, cu o rată de 95,9%. La nivelul județului Vâlcea există 7 puncte fixe de recenzare, astfel 5 puncte fixe la parterul primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea, 2 puncte fixe la primăria municipiului Drăgășani. Programul la centrele fixe de recenzare este de la ora 8 la ora 18, de luni până duminică. De frica amenzilor sau pentru beneficiile autorecenzării sau din conștiință civică, râmnicenii s-au recenzat în număr destul de mare. V-ați recenzat? Sigur că da, vă spuse. Online sau la centrele de recensământ? Online. Online? Da. Ne-am recensat luna trecută, cred. Ați făcut online sau? Nu online, din păcate, fizic, la ușă a venit cineva, da. A, n-ați fost la centrele de recenzat? Nu, am fost, a venit cineva la ușă, știu, soțul s-a ocupat. Da. Știați că dacă nu vă recenzați, primiți amendă. Amendă, da. Sau dacă ne recenzăm online, primim o zi liberă, nu? V-ați recenzat? Da. Soțul meu a făcut. Ați făcut-o online? Nu, la un centru. În zona nord, Ostroveni? În zona nord. Știți unde sunt centrele acestea? Mai nu. A făcut-o dânsul. Da. Am înțeles. Știați că dacă nu vă recenzați, primiți amendă? Da, știam. Știați că dacă nu vă recenzați, aveți amendă? Bineînțeles. Când ați făcut asta? Am făcut-o acum vreo 2-3 luni în urmă. Ați făcut-o online sau la centrele de recensământ? La centrele de recensământ. Știți unde sunt? Da. Unde? Unde are primăria, în nord, am făcut. V-ați recenzat? Da. Ați făcut-o online sau la centrele de recensământ? Online. Da. Acum cât timp? Cred că vreo 2 luni, până în 15, când era interzis. Adică... Știați că sunteți amendată dacă nu vă recenzați? Da. Și dumneavoastră la centre? Da, la centru. Unde anume? În Ostroveni. În Ostroveni. Știați că dacă nu vă recenzați, primiți amendă, nu? Evident, știam, dar nici nu m-am gândit să nu vă recenzez. E datoria tuturor. Mă surprinde ăștia care nu se recenzează. Ce au păzit până acum, eu aș face altceva, i-aș amenda pe toți. Deci este un lucru foarte bun. E un lucru bun și obligatoriu, da. Să vedem și noi câți mai suntem pe lumea, țara aceasta. A venit agentul acasă. Ne-a înștiințat telefonic și a venit acasă și ne-am recenzat. Deci a fost foarte simplu. Foarte simplu, da. Este foarte eficientă această... Da, trebuie să știm ce e în țara asta și cât mai suntem români în țară. Recenzarea prin interviu față în față, inclusiv la punctele sau centrele fixe de recenzare, reprezintă ultima etapă a colectării datelor de la populație pentru recensământul populației și locuințelor 2021 și este obligatorie. Recensământul populației și locuințelor 2021 este primul recensământ din România organizat integral în format digital. Întregul proces al colectării datelor se desfășoară cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor. Persoanele care vor refuza recenzarea riscă o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei, iar pentru persoanele care împiedică accesul în complexuri sau ansambluri rezidențiale, sunt prevăzute amenzi între 1.500 și 5.000 de lei.